cerem să vă urez bun venit din partea Biroului Parlamentului European în România, care are onoarea de a găzdui acest eveniment organizat în colaborare cu Institutul European Român și mă folosesc de această ocazie pentru a-i mulțumi doamnei director general al Institutului, doamna Gabriela Drăgan, pentru colaborare. Aș vrea de asemenea să mulțumesc în mod deosebit pentru participare domnului Ioan Ghecea Pașcu, membru al Parlamentului European și vicepreședinte al Parlamentului European, membru al grupului Alianței Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European. Avem onoarea de a găzdui această dezbatere ocazionată de apariția unui volum semnat de domnul profesor universitar dr. Daniel Dăianu, membru al Academiei Române, membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale și, foarte important, fost membru al Parlamentului European până în 2009. Această carte, care reunește o serie de articole și analize pe teme de actualitate, încearcă să ofere răspunsuri la criza economică și financiară prin care trece Uniunea Europeană, turbulențele prin care trece zona euro, într-un context în care atât Europa, cât și România se confruntă cu nenumărate provocări și presiuni, mai ales externe. Întrebările și opțiunile posibile pe care ni le propune domnul profesor Dăianu se vor putea constitui, cred, pe parcursul acestei dezbateri în tot atâtea puncte de pornire pentru a reflecta serios la dificultățile și provocări poate greu de previzionat acum an de zile, dar și la trasee posibile pentru soluții, nu atât pe termen scurt și mediu, cât soluții pe termen lung, sperăm. România, în paradigma destinului său european, este, cred, interesată și datoare să contribuie cu soluții la întărirea acestei matrice europene, care își află, cred, expresia contemporană prin Uniunea Europeană. Înainte de a da cuvântul mai departe vorbitorilor, celorlalți vorbitori, aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru participare. Ne bucurăm foarte mult să vă avem alături și aș vrea să încerc să încadrez această dezbatere în eforturile pe care le face Parlamentul European prin birourile sale de informare în toate capitalele statelor membre, de a oferi un cadru de dezbatere pentru teme de actualitate europeană, precum și pentru teme, evident, care țin de agenda legislativă și politică a Parlamentului European. Este, cred, și o expresie a dorinței și interesului Parlamentului European de a fi într-un permanent dialog, într-o permanentă consultare cu cetățenii europeni, de a incorpora în pozițiile sale tot ceea ce înseamnă interesele europenilor, până la urmă, pe care îi reprezintă membrii Parlamentului European. Această dezbatere va fi moderată de doamna Gabriela Drăgan, pe care o voi ruga în continuare să modereze. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnei Madalina Mihalache, mulțumesc foarte mult Biroului de Informare al Parlamentului European pentru faptul că ne permite astăzi să organizăm un eveniment pe care îl consider nu numai extrem de necesar, dar și extrem de important. Extrem de necesar pentru că în România dezbaterea pe problematică europeană, din păcate, nu este foarte prezentă. Deci, un astfel de eveniment este necesar, dar este și foarte important totodată pentru că are consistență. Discutăm pe marginea unei lucrări recent apărute. Este o lucrare asupra căreia cu siguranță ne vom opri astăzi de mai multe ori. Titlul este unul extrem de provocator, Marele impas în Europa, ce poate face România?
Este o întrebare pe care ne-o punem cu siguranță frecvent și o întrebare la care nu știu dacă avem un singur răspuns. N-am spus nu știu dacă avem un răspuns. Am spus nu știu dacă avem un singur răspuns. Cu siguranță sunt răspunsuri multiple. Lucrarea este semnată de Daniel Doianu. Nu este ușor să prezinți o personalitate complexă precum este profesorul Doianu. Este chiar foarte complicat. Este foarte complicat pentru că avem de-a face cu o personalitate multilaterală. O personalitate pe care o regăsim și în plan academic, în zona cercetării, în plan politic. Din punctul meu de vedere, destul de rar putem regăsi personalități care au o voce puternică atât în plan teoretic și care se implică și se implică în mod real și cu rezultate concrete și în planul acțiunii concrete, în planul modelării și implementării politicilor. Este, spuneam, o personalitate nu ușor de definit, o personalitate uneori incomodă, multe din adevărurile, sau multe din să spunem, tezele pe care profesorul Doianu le-a susținut de-a lungul timpului, au suscitat vii dezbateri. De la teza privind liberalizarea contului de capital, și mi-aduc aminte de fiind de la un moment dat că ați semnat un studiu la institut, un studiu care avea o viziune a dumneavoastră personală vis-a-vis de costurile pe care le implică liberalizarea contului de capital și într-o perioadă în care nu discutam decât dintr-o anumită manieră despre ce înseamnă liberalizarea contului de capital, până la discuții legate de nevoia de a reglementa piața financiară, pe care le-ați susținut permanent și care, iată, astăzi, probabil sunt dintr-o altă perspectivă purtate. Doamna Madalina Mihalache v-a spus câte ceva despre profilul academic, politic al profesorului Deianu. Eu aș vrea să mai adaug totuși câteva elemente. Nu avem foarte frecvent personalități românești care să facă parte din grupuri de lucru sau din structuri europene de prestigiu. Și atunci îmi face plăcere să vă reamintesc câteva din structurile în care profesorul Deianu este deja parte. Este membru în EU High Level Group on Own Resources, condus de Mario Monti. Este din iunie 2011 membru în Consiliul European pentru Relații Externe. Din 2014 face parte din Board of Trustees of Friends of Europe. Și pot să continui. Este cercetător asociat în diferite instituții de prestigiu, stagii în diferite structuri. Lista poate continua. Nu vreau să intru foarte mult în detaliu, atâta doar pot să vă mărturisesc că profesorul Doianu, care este și membru al Academiei Române, mi-a spus să mă prezint doar ca profesor. Deci mie mi se pare un lucru extraordinar să adaug atunci că sunteți și profesor, sunteți profesor la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, ați fost la un moment dat o perioadă și profesor la Academia de Studii Economice și cred că rămân foarte multe alte lucruri de spus pe care poate le mai adăugăm pe parcurs. Acum, lucrarea asupra căreia, cu siguranță, cei invitați în primul panel și cei care vor urma în panelul 2, este o lucrare extrem de provocatoare. Este o lucrare pe care vă invit cu foarte multă căldură să o parcurgeți. Și este o lucrare pe care, sigur, începem astăzi o dezbatere. Cu siguranță va fi o dezbatere, eu anticipez că va fi o dezbatere fierbinte. Și e o dezbatere care trebuie să continue. Deci, din punctul meu de vedere, ofer deja spațiul Institutului European pentru a continua dezbaterile. Subiectele sunt multe, sunt subiecte legate de situația în care se află Uniunea Europeană în acest moment. Autorul scoate în evidență multiplele crize pe care trebuie să le traversăm. Discută cu argumente despre criza economico-financiară, despre factori care au determinat-o, despre măsuri care ar putea fi luate, despre designul încă incomplet instituțional și la nivel de politici. Discută, pe de altă parte, și despre România, despre modul în care România se poziționează vis-a-vis de politicile europene și de foarte multe ori, deci eu vă invit să parcurgeți cartea, de foarte multe ori opiniile sunt opinii pe care poate nu, știu eu, nu le regăsiți în gândirea tradițională. Chiar dacă ele nu se rup complet de această gândire tradițională, dar mie mi s-a părut foarte interesant de foarte multe ori că sunt povești în sensul bun, povești despre realitatea în care trăim.
De ce spun că sunt povești despre realitatea în care trăim? Pentru a arăta celor de aici. Aici avem până la urmă totuși un public selectat. Dar lucrarea de față este o lucrare și asta mi se pare un lucru extraordinar, care se poate adresa atât experților, cât și tuturor celor care doresc să înțeleagă mai bine realitatea în care trăiesc. Veți găsi aici foarte multe, știu eu, exemple, comentarii, trimiteri la situații care apar și sunt reglate în ultimul timp. Nu intru în detaliu, dar cu siguranță veți vedea astăzi că vom face trimitere la multe din lucrurile care sunt aici în carte. Deci este o invitație la lectură și o invitație la dezbatere pe care ne-o face profesorul Doianu și care îi mulțumim foarte mult pentru o astfel de provocare. În primul panel doresc să salut prezența vicepreședintelui Parlamentului European, reprezentant al grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților, profesorul Ioan Mircea Fașcu. Vă mulțumim foarte mult. Colegul dumneavoastră. Și coleg. Salut prezența doamnei Antonia Colimboșanu, director regional Eurasia și partener Stratford. În lucrare sunt suficient de multe limitări și la situația geopolitică. Prin urmare, prezența doamnei Colimboșanu este mai mult decât binevenită. Și salut de asemenea prezența domnului Ion Leoniță. O voce, într-adevăr. În realitatea românească, senior editor la ziarul Adevărul. În agenda mai sunt anunțate, da, atunci anunț și prezența domnului Marius Stoian, jurnalist la Clubul România, care întârzi foarte, foarte puțin. Astea fiind spuse, rog pe domnul profesor Doianu să preia microfonul. Asta e tehnologia modernă. Cu cât suntem mai sofisticați, cu atât șansa prezării sistemului mai mare. Da. Domnilor, domnișoarilor și domnilor, eu mulțumesc pentru această găzduire, pentru posibilitatea de a exprima gândurile cu privire la Uniune, la Europa, afirmând de la început că această prezentare a mea vrea să fie numai o invitație la dezbatere. Este un pretext pentru a discuta cu franchețe, cu sinceritate, despre... Păi, dă-mi eu aparatul, ce-i plecat cu el? Încercăm să vedem că merge. Păi și atunci cum vreți să discutăm? Da, poate să conducă el de acolo când îi spune să schimbe. Așa o face. Deci tu ești comisia. Eu sunt la București. Dar vorbesc despre voi. Deci, am câteva slide-uri. Voi căuta să trec destul de iute prin ele. Trebuie să spun acest lucru. Nu este un simplu exercițiu, un exercițiu academic. Că poți să fii profesor fie la București, fie la Bruxelles, într-una din universitățile serioase din Europa și să judeci ce se întâmplă în țara ta, ce se întâmplă în Europa. Viața m-a îmbrăcit și spun m-a îmbrăcit pentru că nu a fost intenția mea să ajung unde am ajuns.
M-am răcit și în zona facerii politicilor publice. M-a dus și către o alcătuire guvernamentală. Am lucrat și acum am revenit la Banca Națională. Am ajuns în Parlamentul European și cunosc destul de bine viscerele actului de guvernare, mai ales în România, și cunosc, eu zic că bine, că nu am trecut ca, se spune, ca o pasăre în văzduh, fără să cunosc tranșele. Cunosc bine și Parlamentul European și viața politică europeană. Cunosc destul de bine măruntaiele. De ce am spus că atunci când am, nu numai prezentarea acestor slide-uri, dar și atunci când scriu. Știți că uneori oamenii mă cunosc, că sunt destul de direct, nu sunt brutal, caut să respect regulile de bună conduită intelectuală și să-mi respect semenii, dar caut în același timp să nu folosesc un limbaj dublu și caut atât cât se poate să spun lucrurilor pe nume. Și adevărurile cele mai cutremurătoare și adevărurile cele mai tulburătoare pot să fie spuse. Uneori trebuie să fii diplomat, dar ele trebuie spuse. În o mare parte a zonei de dezbatere publică și de dezbatere politică în Europa se folosește un limbaj, din păcate, care eu spun că descamotează o situație adeseori dramatică. Uneori sunt însă lideri de top care au avut îndrăzneală să spună lucrurilor pe nume. Am început primul slide cu o încercare de a exprima cât de dificilă, de complicată și de îngrijorătoare este situația Uniunii. Eu când vorbesc despre Europa, am în vedere Europa democratică, care nu înseamnă numai Uniunea Europeană, dar în largă măsură înseamnă Uniunea Europeană. De ce Europa este în impas? Uniunea, care rămâne una dintre regiunile cele mai prospere din Europa, din lume, și este un port drapel, standard bearer, cum se spune, al valorilor democratice. Are în continuare un soft power, care însă își pierde din forță, dar, nu m-am sfit să spun, trece prin cea mai critică perioadă de la apariția sa. Cea mai complicată, ceea ce ar părea surprinzător, că îi spune bine, dar am avut Uniune și înainte de 1989, perioada războiului rece, confruntarea dintre cele două blocuri. Eu îndrăznesc să spun că este cea mai dificilă perioadă din istoria sa. Uniunea poate să cunoască un proces accelerat de disoluție, de fragmentare și finalmente de disoluție. Acum vreo 3 ani, Van Rompuy, poate și printr-un slip of tongue, a spus, ne confruntăm cu o criză existențială. Existential crisis, chiar așa a spus. Pornind el însă de la criza economică și a zonei euro. Fostul președinte al Consiliului. Iar Davignon, n-aș fi spus, pentru că eu am asistat la două discuții, una cu ușile închise, alta însă a fost deschisă și de aceea îmi permit să relatez această declarație a contelui de Tien Davignon, a spus, we have lost the citizens. Am pierdut cetățenii. În ce sens? Într-un sens profund. Nu în sensul că guvernele nu mai au dialog cu cetățenii. Au pierdut, cum se spune, the upper hand în conducerea dezbaterii publice. Și aici găsim un rezon pentru care partide extremiste reușesc să captureze mult din electorate. Schäuble, cel mai puternic ministru de finanțe din Uniune, după rezultatele pentru Parlamentul European, a spus aproape un dezastru.
dacă privești cu noua configurație a Parlamentului European și care îmi poate anticipa o situație mai complicată la alegerile viitoare. Războiul din Ucraina și anexarea Crimeei. Eu nu discut acum, pentru că există, putem să discutăm și percepția părții celelalte. Nu discut percepția Federației Ruse aici. Ce constatăm însă, care este indubitabil, nu numai că avem o mare criză geopolitică, dar realizăm că nu avem aranjamente de securitate în Europa, care să protejeze granițele. În fine, mari incertitudini, pe numeroase plane. Șocuri puternice în ultimul deceniu, cu efecte persistente. Eu numai o să trec prin ele, nu o să comentez foarte mult. Marea recesiune, numită de Q, a balance recession, avem supraîndatorare publică și privată și care arată de ce va fi foarte greu să ieșim din această criză. Știți că există voci, inclusiv la noi, că criza s-a terminat, deja avem recuperare economică, propasă de regulă. În opinia mea este un mit. Domnul Stoian, aici avem. Criza va dura în continuare, pentru că există o supraîndatorare și acest deleveraging din sectorul bancar exprimă supraîndatorare. Erupția crizei zone euro. Acum toți mai mulți își dau seama că de fapt avem de-a face cu un design defectos, care a fost ocultat de marea moderație, de perioada de îndatorare și de inflație scăzută. Avem încordare socială de inimaginabilă, nu cu mult timp în urmă, pentru Europa. Încordarea, acest tip de încordare socială cu conflicte distribuționale era plasată geografic în țările numite lumea a treia. America Latină, țări asiatice. Despre Africa nu se discuta. Vedem că asemenea tensiuni distribuționale pe fondul încordării sociale cu reverberații politice, deci au loc. Această încordare socială se produce în Europa. Avem o criză de modele cognitive. Iar nu vreau să ne intru în detalii. Se vorbește mai puțin la noi despre acest aspect. În domeniul bancar, stabilitatea prețurilor nu echivalează cu stabilitatea financiară. Mulți s-au trezit la realitate și își dau seama că nu mai avem repere puternice în conducerea politicii monetare, în conducerea politicilor macroeconomice și se orbecăre. Există un disconnect între politicieni și cetățeni. Cam peste tot. Sigur că România are o anume aliură și un anume conținut care ține de slăbiciunea instituțiilor, de gradul de corupție. Dar acest disconnect este și în Europa. Este și între instituții europene și cetățenii europeni. Este și între alcătuirile guvernamentale din fiecare stat membru și cetățeni. Avem o criză geopolitică cu excepționalismul anului 2014. Eu cred că nici acum nu evaluăm la magnitudinea corectă această criză geopolitică și, nu în ultimul rând, un conflict intercivilizațional. Eu fac parte dintre cei care îi dau dreptate lui Hunter Miller. El a fost respins atunci cu eseul și după aceea cu carte. Eu cred că asistăm la un clash între civilizații, între lumea ideo-creștină și o mare parte din lumea islamică. Fie că acest clash este non-violent, fie că este ia forme foarte violente, inclusiv terorism. Context și rădăcini mai vechi, și aici este o teză pe care aș vrea să o dezvolt în perioada următoare, nu e suficient în această carte, am și niște idei, dar nu vreau să le exprim astăzi. Un anume autism al instituțiilor europene în înțelegerea realității, a pieței omice. Și vă dau un exemplu. Delors a vrut introducerea euro în 94. Juncker și alții s-au opus
Dacă Juncker și-a dat seama că, și asta știu chiar tot discuții la care am participat la Bruxelles, am spus că nu eram pregătiți instituțional și că aranjamente de politici. Și totuși euro a fost introdus mai târziu și tot într-un mod defectos pe planul designului. Criza statului asistențial, deci statului social, care are o origine mai veche, o problemă mare demografică, pierdere de competitivitate, chestiunea germană. Germania, de fapt, nu este europeană. Este foarte asiatică. Și nu mă refer atât, poate, la ceea ce unii ar numi mercantilismul germanilor, dar are o forță industrială și o capacitate de a mobiliza resurse fără egal în Europa și are o pondere. Chestiunea germană trebuie judecată și prin prisma dezmembrării fostului echilibru de putere după reunificare în Europa și revenirii economice a Germaniei. Jocul cu sumă nulă în economia globală, criza regimului internațional de politici, mă refer la policy, nu la politics, inegalități economice în creștere. Că despre coeziune socială vorbesc bancher central, ceea ce era de negândit cu anii în urmă. Yellen, Mersch, Bernanke, care acum este tot mai vocal, are un blog personal și vorbește și el despre inegalități. Când bancherii central vorbesc despre așa ceva, se gândește, ceva nu e regulă. Ceva în profunzime nu este regulă cu societățile noastre. Și partid de mainstream pierde electoratul și apar formațiuni anti-establishment, anti-sistem. Se pot face multe analogii cu perioada interbelică. Nu o să insist, o nouă realitate socială, erodarea clasei mijlocii. Aici situația se rezumă, cum e, the bottom line aici este. Dacă n-ai clasă mijlocie, șansele să pierzi democrația cresc exponențial. Cu cât se erodează mai mult clasa mijlocie. Pentru că într-o winner-take-all society și cu inegalități foarte mare, acestea sunt trăsături pentru o societate subdezvoltată. Nu pentru o societate, o economie matură, pentru o societate care valorizează participarea efectivă la actul democratic, participarea cetățenilor. În asemenea circunstanțe, echitatea, fairness, devine o mare problemă economică, socială și politică. Iar revin, este recurent, ca un silver line în prezentarea mea, încrederea în elite, și mă refer numai la elite politice, și mai departe intelectuale, și la cercurile de afaceri. Dacă cercurile de afaceri, care tot vorbesc despre responsabilitate socială, nu vor înțelege că ei nu pot să producă pentru animale și păsări, ci trebuie să cercurile de afaceri, produc pentru oameni, pentru cetățeni. Dispar și afacerile. Și ultimamente ce dispare este democrația. Aceste teme, așa cum le prezint eu, să nu credeți că într-o manieră radicală le spune Deianu aici. Și vă spun cu toată, eu zic că cu smerenie. Oriunde merg, în locuri serioase, se discută despre aceste aspecte. Și a fi atent la aspectele distribuționale, la participarea cetățenilor la viața numită democratică, la o relație corectă între guvernare și cetățean, nu înseamnă a fi de stânga, de a fi popular. Înseamnă a fi pragmatic, lucid și democrat. Pentru că liberalismul, într-un sens profund, nu este liberalism așa cum le înțelegem noi aici. Sau alții. Și socialdemocrații sunt liberali în sens profund. Socialdemocrații. Ca democrații. Creștini democrații. Ca democrații. Liberali ca democrații. Toți sunt liberali în sens profund. Adică să crezi în valorile democrației. Alminte, roata istoriei va mătura. Pe unii și pe alții. În ceea ce privește zona euro, BCE-ul a salvat zona euro până acum, prin operațiuni speciale și prin QE-ul. Dar problemele structurale atunci rămân. Și iar poate fi capturată de expresie. O monedă fără stat. Pentru că zona euro nu e alcătuire federală.
În istorie nu au funcționat monede fără stat. Adică fără aranjamente fiscale, fără buget comun. Datoriile suverane sunt mai una din cauzele tensiunilor din Uniune. Uniunea monetară, așa cum este acum, e o arie monetară comună. It's a single currency area. Nu este o uniune monetară. Uniunea monetară autentică înseamnă buget comun, Land of Last Resort, ceea ce de facto este BCE-ul acum, dar nu prin tratate, amortizarea șocurilor asimetrice, etc. Nu se acceptă de creditori în momentul de față și împărțirea poverii, chiar și ceea ce iar nu se acceptă de creditori. O uniune care nu se acceptă principiul de solidaritate, iar în sens adânc, nu pur și simplu un transfer de resurse dintr-o parte într-alta, ci ca regulă de funcționare a unei uniuni. Așa cum sunt Statele Unite ale Americii, unde există un buget federal. Are șanse limitate de a rezista. Cum funcționează? Acum zona euro este mai restrictivă decât etalonul aur din perioada interbelică. Și are și un deflationary bias, adică prin programe care înseamnă numai tăieri de cheltuieli, austeritate, te duce în jos. Ai spune, da, are rezon economic, dar n-are rezon social și politic. Mari provocări. Și voi, putea să termin. Stagnare seculară. Ce înseamnă stagnare seculară? Se intră pe o traiectorie de niponizare ca evoluție economică a spațiului european. Și sunt premise pentru așa ceva. De ordin demografic, inegalitate economică, căderea investițiilor cu 20% la nivelul Uniunii Europene, în unele țări s-a trecut de 30-40% colapsul investițiilor. Și o arie, eu mă refer la zona euro, defectuos gândită și guvernată, în continuare încă. Pericolul lui debt deflation, adică o combinație între împovărare mare și deficit de creștere economică, care înseamnă faliment. Nu poți, dacă n-ai creștere economică sau nu se procedează la o restructurare a datorilor, așa cum știu firme din România, cum cunosc, știu cetățeni din România, ai faliment. De facto, sau de iure. Deci cum se rezolvă supraîndatorarea? Acest debt overhang, cum este numit. Tensiuni sociale și extremism politic. Mulți discută despre Grecia, dar nu uitați. Avem Podemos în Spania, perspectiva că Podemos să câștige, chiar dacă Spania are ceva creștere economică în acest an. Avem revoluții politice în Italia, ascensiunea partidului Frontului Național în Franța. Avem partide extremiste în țările scandinave, țările nordice, care erau un, folosesc un barbarism, un epiton de toleranță socială și politică. Nigel Farage în Marea Britanie, Partidul Independenței. Și o să vedem că avem mai multe alegeri în acest an în țările europene. Acestea sunt dinamici, nu conjuncturale. Ele vin sunt legate de rădăcini ale modului în care Uniunea a evoluat în ultimele două decenii. Recâștigarea încrederii cetățenilor, apropo de acea propoziție pe care am evocat-o în fața dumneavoastră, Lost Citizens. Chestiunea tinerilor. Tinerii nu au memoria postbelică. O persoană de 70-60 de ani cunoaște, nu mai vorbesc de o persoană de 80 de ani, știe cum a fost reconstrucția economică, știe multe despre al doilea război mondial. Tinerii ce să știe? Deci au o altă memorie și au nu o loialitate foarte pregnantă privind proiectul european. Psihologia colectivă în țări din Uniune, care este împotriva integrării, deși o integrare mai adâncă pare să fie soluția. Pentru că o fragmentare unde ne conduce? Finalmente ne conduce la disoluția Uniunii și vom reveni la realpolitik și la mari tensiuni și conflicte între țări europene, mici și mijlocii și câteva mai mari. Capacitatea de a răspunde la pericole externe, vedeți ce greu a fost să se articuleze opoziția Uniunii vis-a-vis de războiul din Ucraina. Nu există opoziția Uniunii. Chiar dacă există un set de sancțiuni, de fapt nu există opoziția Uniunii. Ce este de făcut? Eu, sigur,
ce spun cu un grad mare de simplificare. Este nevoie de un alt design și de alte politici în euroarie. Ce face BCE-ul este insuficient. Se încearcă, dar se merge încă în mod incremental. Cum se spune, we are behind the curve. Deci suntem în urma evenimentelor. Politici la nivelul Uniunii, investiții publice mai mari, după mine, Palon Juncker este foarte timid și am exprimat în diverse instanțe această poziție și inclusiv acolo unde am avut posibilitatea în fața unor oficiali europeni. Politici europene comunitare mai pronunțate. Noi nu avem politici europene comunitare solide. Sunt de acord că trebuie să continue reforme structurale, pentru că avem și rezistență la reformă foarte puternică. Eu cred că este nevoie de restructurări de datorii și nu mă refer la Grecia. Este vorba de acel debt overhang, care este valabil pentru foarte multă lume din lume și pentru foarte multe firme. Este necesar, este nevoie de un deep sense of solidarity și nu mă refer la simple transferuri. În Uniune ai sentimentul, eu vă spun, oriunde merg. Se gândește în termen național și se acționează în termen național. Foarte puțin în termenii interesului Uniunii. Din ce în ce mai mult ai sentimentul că de fapt Uniunea este un cluster de țări, sigur avem așa anumite politici comune și o piață unică care funcționează cum funcționează. Cooperarea geopolitică cu SUA, pactul, mă refer la pactul de investiții și de comerț. El va fi util, dar trebuie să fie util nu numai pentru big business, trebuie să fie și pentru cetățeni. Și în fine, ai nevoie de cooperarea cu Statele Unite pentru rezolvarea crizei geopolitice. Eu nu văd aranjamente de securitate în Europa fără participarea clară a Statelor Unite. În fine, reforma instituțiilor internaționale, unde lucrurile trenează, aici vin aliniste mai a europenilor, eu zic că și Statele Unite poartă o răspundere mare, iar cazul Băncii Asiatice pentru Investiții, inițiativa chineză, este simptomatic pentru disonanța între europeni și Washington. România nu e, a avut o convergență. Cine spune că România a rămas pe loc, nu este așa. Nu este. Să ne uităm la cifre. PIB-ul pe locuitor a trecut de la 22-23 la 53-54 din media Uniunii. Drept este că țara este foarte mozaicată, cu infrastructură subdezvoltată și este încă o periferie a Uniunii Europene. Aceasta este realitatea. Dar nu înseamnă că țara a stat pe loc. Modelul de creștere bazat pe îndatorare externă excesivă a eșuat, dar nu numai în România. Depindem enorm de zona euro. Toți sunt voci la noi că să ajungem la 5% ca și cum te tragi de cozondraș și ajungi la 5% rată de creștere medie. Acestea sunt naivități pentru economiștii serioși. N-ai cum, dacă acolo se va crește cu 1%, tu n-ai cum să crești cu 5%. Nu ai cum. Poți, pentru câțiva ani, să treci cu către 3-3,5% mobilizând rezerve interne de eficiență. Asta se poate. Și ai nevoie de un model de creștere bazat mai mult pe resursele interne, invitând capitalul în continuare. Ai nevoie de un mediu de potențial de creștere economică. El a fost redus la în jur de 2,5%. Deci a fost redus la jumătate, așa cum s-a întâmplat în cam toată Europa. Și trebuie deci să capitalizăm rezervele de eficiență și absorpție de fonduri europene. Dacă am reușit, am putea să adăugăm, să ne ducem către 3,5% rim de creștere, către 4%, dar cu o politică publică exemplară. Și acum revin la ceea ce poate sumina exemplaritatea unei politici publice în țară. Avem instituții foarte slabe. Cheltuieli publice ineficiente, sectorul public este furnizor de rente și cel puțin ultimul an a scos în toată splendoarea rent-seeking-ul de la noi, bani publici prădați. DNA-ul este o instituție sui generis,
care într-o țară unde instituțiile funcționează nu există. Ai acolo niște IRS-ul american sau tot fiscul în Germania. Deci efectul asupra execuțiilor bugetare. Aceasta este dovada unor instituții foarte slabe. Corupția mare și instituții slabe îngreunează intrarea în Schengen. Oricât, sigur, ne pare rău, miniștrii noștri, toate eforturi, premierul, președintele, încearcă să convingă. Dar cu instituții slabe, cu corupție mare, cu Europa îngrozită de terorism, cu conflicte și haos în imediata vecinătate, vezi lumea arabă, cu război în Ucraina, trebuie să te pui și în pantofii celorlalți, celor cu care discută. Nu ne place, dar este un adevăr. Sunt în Europa grupuri politice și politicieni care gândesc că România face parte din țările care nu ar fi fost, nu erau pregătite să intre în Uniune. Și poate că atunci când s-a bătut palma, s-a bătut într-un sens pozitiv. A fost ultimul tren. Și am reușit să intrăm în 2007. Deci ne îngreunează mult intrarea în Schengen, ca și în zona euro. Este încă mult de muncit din acest punct de vedere. Important, aderarea la zona euro înseamnă repararea uniunii monetare și convergență reală și instituțională, care nu se rezumă la convergență nominală. Aș mai spune ceva. Programele cu IFI, spune asta, înțeleg instituțiile financiare internaționale și unii, nu asigură surmontarea decalajelor economice. Deci nu este suficient. Există un teritoriu de construcție a politicii publice care pune la încercare imaginația, creativitatea, priceperea și ceea ce unii numesc policy ownership. Dacă nu e stăpân, în sensul de înțelegeri intelectuale și capacității de a operaționaliza o politică, dacă n-ai oameni serioși și pricepuți la guvernare, ai o mare problemă. Cei care au reușit în istoria modernă au avut, din acest punct de vedere, avantaje. Importanța alianțelor strategice în lume, pentru că UE a devenit mare și teritorial, dar și ca diversitate și ai nevoie de alianțe strategice. Cu cine suntem noi? Aliat strategic. În Uniune. Îl las pe dumneavoastră să discutați înăuntru Uniunii. În afară, sigur, avem parteneriatul cu Statele Unite. Și este necesară o atitudine a Uniunii care să apere o ordine de securitate în Europa. Protejarea frontierelor. Este o mare, mare problemă. Sunt țări în Uniune, în NATO, de la țările Baltice, care sunt foarte îngrijorate. Nu ezită să-și manifeste teama că fiind în aceste două cluburi foarte selecte, economice și de securitate, Uniunea și respectiv NATO, și totuși au teamă. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Și... largă de teme, asupra cărora ne putem opri în continuare. Ce aș mai fi vrut să spun, cartea reunește articole apărute în ultimii, nu numai asta, dar temele sunt foarte diverse. Din acest motiv am să spun, sunt foarte diverse. Prin urmare, provocarea este către cei din panel, dar și către cei din sală, pentru că fiecare din problemele puse în discuție, cred că poate determina poziționări diferite. La un moment dat, de pildă, ați amintit de faptul că Parlamentul actual ar putea fi considerat un dezastru, nu? Era un punct de vedere exprimat. Nu era un punct de vedere exprimat. Vă rog să fim atenți. Am citat o declarație a Ministrului de Finanțe al Germaniei. Sigur că poate și l-a exagerat. Deci nu comentarii, da? Era un citat. Deci asta vreau să vă invit pe domnul profesor Ioan Mircea Pașcu, care a fost și este membru Parlamentului European, să ne spună cum se vede situația din interiorul Parlamentului European. Mulțumesc mult, dar
Eu îl cred total pe Daniel când spune că cunoaște măruntaiele politicii europene. Am discutat de foarte multe ori acolo fiind și mai mult decât atâta am avut câteva discuții foarte serioase cu colegii noștri din catedră și discuții incise. Eu veneam cu perspectiva geopolitică, el venea cu perspectiva economică și încercam să vedem dacă mesajele se potrivesc sau nu se potrivesc, însă eu n-am pregătit, n-am avut lucrarea ca atare și am încercat să răspund la titlul acestei prime sesiuni, respectiv Europa încotro. Însă foarte multe din lucrurile pe care Daniel le-a ridicat aici sunt chestiuni care, după părerea mea, sunt deplin justificate. Deplin justificate. Am să fac o mică paranteză, am găsit aici un titlu, mesajul economiei este mai puternic decât orgoliile instituționale. Cu alte cuvinte, până la urmă, economia e mai puternică decât birocrația, dacă stăm să ne gândim așa. Dar până la urmă, dacă mă gândesc că... Am fost rugat să vorbesc la asta. Asta aduce probabil în altă parte, asta în altă parte. Deci, stau și mă gândesc că, până la urmă, această arhitectură barocă, birocratică, care este Uniunea Europeană, reprezintă o structură de rezistență deja. Ea s-a osificat și, până la urmă, ea ține în picioare un proiect care, iată, are multe probleme de rezolvat. Așa cum Marea Barieră de Coral din Australia e compusă din, e făcută din structuri rigide care poate pe dinăuntru sunt goale, dar ele sunt fizice, există și reprezintă o barieră. Deci pe undeva cred că ar trebui să vedem lucrurile și în partea lor, să zicem, pozitivă. Dacă stăm să ne gândim, sigur că da, partea negativă ar fi de pildă că în această criză ucraineană, în timp ce noi, în timp ce rușii au văzut lucrurile în tonalitate geopolitică de la bun început, noi le-am privit birocratic. Adică trebuie să faceți asta, dacă faceți asta, vătăm asta și așa mai departe. N-am sesizat de la bun început esența proiectului rusesc care era geopolitică. Ca să dau un exemplu. Acum, dacă vorbim despre Europa încotro și un proiect european, prima întrebare este dacă mergem înainte conform unui proiect. Adică mai avem un blueprint. E ăla inițial care l-au avut the founding father și pe care l-am dus până în criză și criza l-a modificat. În ce măsură l-a modificat criza? În ce măsură suntem în momentul de față într-un fel de cădere liberă, adică așa, la modul că am ajuns la etajul 10 și spunem so far so good. Nu-mi dau seama. În orice caz știu că s-au schimbat niște lucruri. Adică dacă până la criză am avut această, să spunem, dorință de a fi împreună pentru că vrem să împărțim lucrurile bune, profitul, în momentul de față suntem împreună că ne e teamă de costuri. Și din punctul ăsta de vedere, teama asta ne aduce acolo. Lucruri care la momentul semnării tratatului de la Lisabona păreau de neimaginat, de pildă controlul bugetelor la Bruxelles înainte de aprobare, astea sunt curente, au devenit curente, acceptate și așa mai departe. Mai rămâne ceva, dacă luăm de pildă declarațiile pe care le-a făcut Barroso ca șef al Comisiei în Parlamentul European în primăvara lui 2013, dacă nu mă înșel, când a prezentat starea Uniunii, el a spus așa, în toamna aceasta vom face un inventar al modificărilor pe care, măsurile pe care le luăm acum în timpul crizei, vor necesita modificarea tratatelor Uniunii. Și vom veni cu aceste lucruri pe care le băgăm în dezbaterea publică cu ocazia alegerilor europarlamentare din 2014, pentru ca cetățenii să ia cunoștință și în felul ăsta să avem un mandat popular pentru a le transpune noua comisie, să le transpunem practic. Eu vă întreb, ați mai auzit ceva de vreo modificare de tratat?
Absolut nimic. Pentru că am trecut într-un fel așa, suntem într-o situație și bine a spus aici domnul Dăianu, mi se pare că am rezolvat niște probleme pentru că scamatorul de la Frankfurt a reușit să învârtă niște lucruri astfel încât să depășim anumite obstacole și să mi se pară că în momentul de față, gata, am depășit problemele grave. Dar ele rămân, cum a spus profesorul Dăianu, structurate. Condițiile, și eu le-am menționat, aceleași condiții în care trebuie să operăm în momentul de față, de pildă, avem o securitate deteriorată în Est și în Sud. Dacă luați acea vestită frază cu care începe strategia europeană de securitate din 2003, o să vedeți că este de o aroganță maximă. Niciodată Europa nu a fost mai puternică, mai stăpână pe sine, mai liberă, mai prosperă ca acum, 2003. 2014-15, nici 10 ani, nu a mai rămas nimic din această frază. Deci, securitatea noastră și am ignorat pe toată perioada în care nu se discuta decât despre criza euro, decât despre chestiunile bancare, economice și așa mai departe, eram un grup de oameni, cei care eram la Comisia de Afaceri Externe, care ridicam întotdeauna, și în subcomisia de apărare, ridicam întotdeauna problema deteriorării neighborhood-ului, vecinătății noastre, în sud și în est. Chiar și în est, pentru că s-au întâmplat lucruri în Georgia. Ce s-a întâmplat în Georgia am ignorat total și iată că ne-a costat mult mai mult câțiva ani mai târziu în Ucraina. Nimic. Adică eram ca amiralul Nelson, care era forțat de staff să angajeze o bătălie. Și i-am spus, dar eu nu văd nicio flotă. Zice, nu există, doamne, i-am luat ochianul. Și a luat ochianul, l-a pus la ochiul cu care nu vedea și spunea, I see no fleet. Așa a făcut și Europa. Nu văd nicio deteriorare. Totul e în regulă. Lăsați-ne să ne ocupăm de problemele noastre. Lasă o parte faptul că un summit se convoacă greu și se convoacă din, să zicem așa, două luni odată, reușești să faci trei luni odată, un summit, iar piețele funcționează 24 de ore pe zi în toată lumea și modifică hotărârile pe care le iei tu, să pierd la un asemenea ritm. Deci avem o securitate deteriorată, avem încă criza internă pe care n-am depășit-o. Eu măsor cu drumul meu de acasă până la Parlamentul European și văd câte magazine mai rămân deschise, câte să închid, ce modificări să mai fac și pot să vă spun că trec printr-o zonă care începe să devină pustie. Iar asta acum în Belgia, adică astea sunt măsurători mai puțin academice. Ca să vă dau un exemplu, am avut problema Greciei, care a izbucnit cu câțiva ani în urmă, da, și era problema fundamentală. Astăzi continuăm să avem problema Greciei, dar avem și Ucraina pe cap. Asta e, aici e realitatea și așa putem să vedem unde ne aflăm. Cred că o mare parte din problemele noastre se datorează și evoluțiilor demografice. Tinerețea înseamnă creativitate. Inevitabil. Și țările care sunt tinere sunt foarte creative și noi începem să pierdem acest lucru. Uitați-vă ce folosim. Ba Samsung, ba Apple, cine mai folosește astăzi Nokia? Foarte puțină lume. Și Nokia a fost un brand. Ca să mergem la lucrurile concrete. Deci, demografic, îmbătrânirea aceasta, mulțumirea de sine, un anumit egoism. Doamne, un copil, doi, nu mai mult, că ne strică combinațiile și așa mai departe. Deci, cele mai multe ori vin la cuplurile mai în vârstă, care au o situație economică stabilă. Tinerii care trebuie să facă copii, nu fac pentru că ei se preocupă pe bună dreptate de situația lor. Toate lucrurile astea își spun cuvântul. Textura internă între noi, spunea profesorul Dăianu foarte bine că suntem mai mult, am redevenit o colecție de state pentru că s-au renaționalizat o serie de politici comune. Uitați-vă ce se întâmplă cu libera circulație. Și apropo de Schengen aici, eu am
încercat și eu, am fost unul dintre cei care m-am luptat foarte mult să intrăm prima oară în NATO. M-am bucurat că am intrat totuși în valul 2 și am, împreună cu alți colegi, am făcut tot ce a fost posibil să realizăm obiectivul ăsta. Dar eu știam un lucru, că dacă nu intri din prima, după aceea lucrurile devin neclare. Apar condiții suplimentare, apar reorientări, apar schimbări de viziune, cine știe ce se mai întâmplă, vreo criză pe undeva. Asta a fost chestiunea, că dacă discutăm de Schengenul în care au intrat toți cei care au fost primiți în 2004, o să observăm de nici urmă de condiționalitatea care ne-e impusă nouă astăzi. Și aici mai am o întrebare. Vrei să ai granița adevărat, adică granița Schengen, în inima Europei, adică între România și Ungaria, sau vrei să o ai cu 700-800 de kilometri împinsă mai încolo, adică între Moldova și România? Asta e o întrebare la care marii noștri arbitri ar trebui să dea un răspuns. Și nu știu dacă noi, contribuția noastră nu este și ea birocratică. Adică, domnule, ce avem pe agenda acum? Să răspundem la probleme de pe agenda, dar dialog strategic, dialog de idei, încercarea de a influența marile concepte care ar trebui să mai existe. Nu știu dacă o facem. Nu știu dacă o facem. Bun, există toată rețeaua asta de think tank-uri, grupuri și așa mai departe, unde ideile circulă, ele se filtrează și ajung până la urmă la decision makers. Dar nu știu dacă e suficient din punctul ăsta de vedere. Ce ar trebui să... Mai e o chestiune aici legată de partide. În rândul ăsta, tradițional, partidele au avut rădăcini economice. Stratificarea economică a fost cea care a dat partidele și fiecare grup economic bine individualizat și a creat un partid ca să-i promoveze interesele, să participe la viața politică, să fie prezent. Așa cum brokerii de la bursă sunt reprezentanții investitorilor și primesc telefoane ce să facă, așa și parlamentarii trebuie să primească de la aceste grupuri mandat să facă ceva în Parlament pentru interesele lor. Așa a funcționat. Toată chestiunea asta provine de la, să zicem, Revoluția franceză. Așa au apărut lucrurile. Păi, în momentul de față, partidele nu mai au niciun fel de identitate economică. Partidele astăzi, pentru că s-a produs o anumită omogenizare, în timp și clasa asta mijlocie a devenit importantă pentru că ea a devenit cea mai largă, cea mai amplă și ca atare de-aia e baza democrației. Deci s-a produs o omogenizare sub raportul câștigurilor. Și în felul acesta au apărut alte motive pentru a forma partide. Pe alte criterii. Odată ce ai făcut chestiunea asta, vedeți și la noi. Noi am intrat în democrație, am reintrat în democrație de la un grad de omogenitate atins de societatea comunistă, socialistă. Toți, cam la fel. Un apartament, o mașină, un salariu și așa mai departe. Dar imediat ne-am produs diferențieri. Unii erau țărăniști, alții erau social-democrați, alții erau comuniști, alții erau liberali și așa mai departe. Pe ce criterii? Economic vorbind, nu s-a justificat lucrul ăsta. Criteriile au fost astea. Păi tata meu a fost țărăniști, domnule. Eu, familia mea, bunicul a fost țărăniști și el s-a luat țărăniști. Alții au fost la liberali. Și atunci vedem că nu mai există o ancoră puternică în economie a partidelor. Și ele plutesc așa într-un fel de... Și identitatea lor ține de alți factori decât de cei economici. Și atunci putem să găsim asemenea fenomene. Manipularea se face mult mai ușor. Și eu vă spun, în Parlamentul European, în momentul de față, stânga și cu extrema dreaptă își dau mâna. Un candidat la președinția Franței, domnul Mélenchon, la o întâlnire cu șeful Comisiei de Afaceri Externe din Duma, din URSS, care a venit la AFET, a spus, zice, doi, mulțumim Uniunii Sovietice care a eliberat Franța, domnule. 20 de milioane de oameni. Și i-a răspuns domnul Brok. A spus, zice, să știi că nu URSS-ul a eliberat Franța, ci Statele Unite și cu Marea Britanie. Am vrut să intervin, dar am zis, domnule, mai bine tac. Că am vrut să-i spun, băi, ascultați-l pe el, că el știe mai bine împotriva cui a luptat.
atunci în Franța, când a fost cazul. Deci aici suntem și dacă ascultați, dacă ascultați discursul extremei stângi și extremei drepte, este identic. Și sunt stipendiați de la Moscova, Partidul European, la 9 milioane de euro, de la o bancă rusească, și e pe față, toată lumea știe și 90, toate... 90, nu știu, în sfârșit, 9, 90, tot aia e. Și unul, dacă nu ar, era suficient. Deci, astea sunt lucruri și sunt de acord că nu există o generație cu viziune și curaj de conducători. La sfârșitul celor de-al doilea război mondial am avut o asemenea generație. Și a creat toată arhitectura asta postbelică care până acum ne-a ferit de război. Până acum ne-a ferit de război. Cam două generații durează un aranjament din ăsta. Și astea două se cam termină, cam 70 de ani. Dar vreau să spun un lucru. Poate că era inevitabil să fie vizionar pentru că totul era distrus. Totul era distrus. Și îmi pare bine că Daniel a venit și a spus că foarte multe lucruri din ce s-a întâmplat în perioada anilor 30, în perioada, nu toată perioada interbelică, anilor 30, după marea criză, întâlnim astăzi. Întâlnim astăzi. Și sunt probabil niște automatisme aici, chiar dacă discutăm de domeniul social care e imprevizibil. Sunt niște automatisme. O criză produce X, Y, Z. Și iată că lucrurile le-a produs și atunci, le produc și acum. Ce ar trebui să facem, după părerea mea? În linii mari. Se impune depășirea crizei și cred că toată lumea încearcă să facă lucrul ăsta. Întărirea democrației. Adică aici nu mai putem să acceptăm derogări de la democrație. Ce înseamnă democrație? Păi lucrurile cât se poate de basics. Basics. Nu putem să spunem de pildă că se face aici, vă rog să mă iertați că fac o referire, dar asta e, altă limă n-am găsit. Se face abuz de prezumție de nevinovăție. Nu se poate spune așa ceva. Problema apărării și securității. Da, e o problemă fundamentală. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să se gândească cum poate să sprijine NATO. Și am avut o discuție cu Mădălina înainte de a intra aici, exact cu tema asta. Pentru că până la urmă nu poți să spui, nu ai întrebat scrie că cei care sunt membrii NATO și ai Uniunii Europene, și de securitate numai în intermediul NATO. Nu se poate. NATO nu poate să facă absolut tot. Pe războiul hibrid ăsta sunt zone pe care NATO nu e pregătit, dar Uniunea Europeană este pregătită. Pe zona de corupție, pe zona de lupte împotriva corupției, pe respectarea legalității, pe colaborare polițienească, pe toate lucrurile astea, Uniunea Europeană e cea care este echipată, nu NATO. Și împreună trebuie să asigure securitatea. TTIP-ul, semnarea acestui acord cu Statele Unite este fundamentală. Până la urmă, Vestul este în momentul de față supus asaltului. Vestul în ansamblu său, el care a constituit sistemul internațional actual, i-a dat regulile și asigură funcționarea. Sunt alții care vin și spun, nu domnule, putem să facem și noi instituția noastră cu regulile noastre. De ce? Pentru că bogăția e la noi și dacă bogăția e la noi, și puterea e la noi. Și atunci, acest tip ar însemna răspunsul nostru al Vestului, Europa plus Statele Unite ale Americii, la acest asalt. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Ioan Mircea Pașcu. Știu că avem autor aici lângă noi. Mă gândesc dacă să introducem sau nu o regulă. Doriți să interveniți, domnule profesor, sau la final? Nu, în regulă. Aveam aici un articol din The Economist, In the Kremlin's Pocket. Din punctul meu de vedere, dumneavoastră aveți dreptate vis-a-vis de cifre sau așa apare aici. Bun. Da, ca să știm și să mergem cu informația. Dar la o casă mare mergem și în geam start. Bun. O rog pe Antonia Colibășeanu să facem cu situația geopolitică. Ne
Bună ziua! În primul rând vă mulțumesc frumos pentru invitație. Este o onoare să fiu aici ca român, nu ca reprezentant al Stressport. Este o onoare să particip la această discuție și vă mulțumesc pentru lansarea întrebării. Mulțumesc domnului Deianu pentru faptul că a stimulat acest lucru prin cartea domniei sale. Este o întrebare extrem de importantă. Ce face România, în primul rând, în condițiile în care ne confruntăm cu crize multiple la nivelul Uniunii Europene? Este de asemenea o întrebare în subsidiar pentru noi și spun asta pentru că eu consider că așa ar trebui să fie. Ce face Uniunea Europeană? Sigur, ne confruntăm cu o schimbare a modelelor și spunea domnul Deianu, modelele cognitive, nu numai, aș îndrăzni să spun, pe zona economică și financiară sunt depășite, mai ales în zona socială le văd cumva depășite. În sensul depășirii modelului cognitiv serial și înlocuirii lor cu modele cognitive în paralel. Adică apariția acestor mișcări politice, social-politice de afiliere pe un sistem politic de tip nou, de la mișcări anarhiste la gruparea în jurul unor nuclee de idei care înlocuiesc cumva sistemul tradițional al partidelor politice. Acest lucru se mulează pe problemele de tip generațional și spunea domnul Mircea Pașcu, tinerețea este sursă de creativitate. În cazul acesta aș putea spune că din Europa Centrală și de Est ar trebui să vină salvarea Uniunii Europene, pentru că noi încă mai avem această sursă de creativitate. Nu știm în ce măsură îndrăznim să spunem că avem această sursă de creativitate, nu știu în ce măsură susținem ideea unui leadership local și apoi la nivelul Uniunii Europene. De asemenea, dacă vorbim de problemele social-politice, nu putem să nu luăm în seamă diferențele între elită și populație. Elită și populație, un aspect subliniat și de domnul Deian în lucrarea sa, aș putea spune elitele de toate felurile. De toate felurile însemnând elită guvernamentală, în primul rând, pe filonul de organizare politică, elită corporativă și elită în societatea civilă. Apar noi idei, mai mult sau mai puțin creative, de reinventare a sistemului, care sunt sau nu benefice pentru Uniunea Europeană. În această zonă aș spune că Uniunea Europeană, ca să fiu un pic mai optimistă, se reinventează. Și depinde de, poate, de fiecare dintre noi cum se reinventează. Se reinventează pe zona de guvernanță, se reinventează pe zona eficienței chiar, pentru că redefinim ceea ce înseamnă eficiență odată cu redefinirea sistemului socioeconomic și sociopolitic. Și sigur, această eficiență ne o definim în funcție de național sau unional, ceea ce pune o problemă, apropo de Uniunea Europeană și de răspunsuri la care noi încercăm să-l dăm prin acțiunile noastre. Unde ne regăsim? Ce vrem să fie eficient? Știm acum, apropo de strategii și geopolitica realismului, să zicem, realismului din zilele noastre. Știm că mai mult decât economie, poate că acțiunile subversive care au fost conduse din partea estică în zona Uniunii Europene
nu au avut menirea în primul rând de a influența economic puternic zona Uniunii Europene, dar poate au avut în subsidiar, punem un semn de întrebare după subsidiar, și aducerea Uniunii Europene pe filonul de reinventare, în sensul fragmentării, în sensul disoluției, în sensul creierii unor dependențe neuniforme. Sigur, statele Uniunii Europene au ajutat și ele la crearea acestor dependențe. Și atunci ne punem problema care sunt partenerii noștri. Partenerii noștri pe plan național și în plan unional. Și cumva parteneriatul pentru comerț și investiții dintre Statele Unite și ale Americii și Uniunea Europeană, mai mult decât a fi o soluție în momentul de față, și eu cred că este o soluție de repoziționare și de reintegrare, atât la nivel european, cât și la nivel transatlantic, dar mai mult decât atât este un test. Modul în care noi răspundem la ce înseamnă acest parteneriat, modul în care Uniunea Europeană înțelege să răspundă la problemele sale, pentru că parteneriatul vine spre Uniune într-un moment critic. Nu știu cât de mult ar fi însemnat dacă această idee venea undeva în 2002, când Uniunea era puternică și aveam stimul de creștere. Nu știu dacă era diferit, dar știu clar că piața europeană atunci, așa cum era atunci, era mult mai integrată. Politicile europene, așa cum s-au dezvoltat de atunci până acum, nu mi-e foarte clar dacă susțin integrarea la nivel european în vederea integrării ulterioare pe zonă de parteneriat transatlantic. Și departe de mine de a fi pesimistă. Așa cum am spus, susțin ideea parteneriatului pentru că ea înseamnă o repoziționare de forțe în plan mondial pe zona geopolitică. Tot pe zona geopolitică aș vrea să fac o mențiune referitoare la apartenența în zona Schengen. Pentru că s-a adus în discuție și pentru că eu consider că este legată în mod direct apartenența de zona Schengen cu creșterea economică și geopolitică. Sigur, nu e cazul să explic eu de ce consider legătura Schengen-zona economică, pentru că toți de aici probabil că știm teoria integrării și liberalizării economice în sensul diminuării la minim a barierelor netarifare. Pe zona geopolitică m-aș referi la strategia Dunării. Cât de mult este importantă Dunărea pentru Uniunea Europeană? Cât de mult este importantă Dunărea pentru România? Poate ar trebui să răspundem și la această întrebare când punem întrebarea ce face România acum. Dunărea devine din ce în ce mai importantă în sensul parteneriatului transatlantic. Dacă dorim să realizăm, într-adevăr, acea coeziune integrativă pe zona repoziționării. Și nu mă refer aici doar la Estul apropiat. Nu mă refer doar la Rusia. Mă refer și la repoziționarea Uniunii Europene ca lider global față de Asia. Este important pentru noi să gândim cumva, mai mult ca oricând cred, să gândim strategic. Și este important să transversăm ideea de gândire strategică doar la nivelul elitei. Trebuie cumva să ne facem mai mult ca oricând cred astăzi în contextul internetului, în contextul rețelelor sociale pe internet. Trebuie să ne facem înțeleși la nivel societal și trebuie să integrăm ideile la nivel
societal, la nivel elitist, astfel încât să ne asigurăm că putem să avem un cuvânt de spus la nivel global. Încă o idee pe care aș vrea să o subliniez. Cred că România și împreună cu România, statele din centrul și restul Europei au șansa, datorită punctelor de inflexiune apărute ca urmare a crizelor multiple din Uniunea Europeană, au șansa de leadership, au șansa să demonstreze că pot să coalizeze aceste forțe. Tocmai pentru că noi suntem democrații tinere. La noi încă nu au apărut problemele care au apărut în vest, referitoare la cât de actual mai este sistemul politic democratic. Și poate tocmai din cauza asta, plus din cauza demografică, s-ar putea să putem într-adevăr să rezolvăm problema Uniunii Europene, rezolvând-o pe a noastră. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, Antonia. Cred că e ultima persoană pe care s-o bănuim de euroscepticism vis-a-vis de acordul de parteneriatul transatlantic, de vreme ce ești partener Stratford. Cred că nu ne-am putea gândi că tu ai venit cu o viziune critică. Pe de altă parte, știu și eu dacă zona asta Europei Centrale și de Est poate veni cu acel plus de creativitate determinat, generat de o populație tânără. Zic asta, mă întreb dacă noi am putea veni cu acel plus de creativitate, știind că și populația din România îmbătrânește, știind că și populația din România scade, nu avem o rată demografică deloc încurajatoare. Dar poate că avem un alt tip de energie. Da, poate avem. Ceea ce contează, pentru că alții nu mai sunt. Poate ne menținem totuși, poate un fel de prospețime. Și vis-a-vis de strategii regionale, cred că pe lângă strategia Dunării, sinergia Mării Negre, care a fost lansată, bine că a fost lansată, dar atât a rămas doar lansată și nu știm exact pe unde plutește, ar putea fi și ea reluată și pusă în discuție. Vă rog. Deci, cred că Antonia Colibășanu, eu am ezitat dacă se pun pe un slide. Este o teză pe care eu, de fapt, o am cu care am presărat alte lucrări ale mele, și anume că există o competiție între modele pe plan global care și are o bârșă parțial în criza financiară, criza economică, contrapune ceea ce Fariz Zakaria a numit democrația liberală, ceea ce mi se pare totuși un nonsens, pentru că democrația e liberală prin ea. Conținut nu poate să fie o democrație liberală. Dar asta este. Democrația liberală contrapune capitalismului autoritarist, care ar caracteriza, să spunem, mare parte din Asia de succes, dar și Rusia. Și China, vedeți că foarte multă lume acum, după moartea lui Yuan Yu, demiurgul, să spunem, modernizării moderne și succesului economic din Singapore, această dispută continuă. Și eu cred că tema pe care a ridicat-o Antonia este esențială, fiindcă de la Michel Albert, care vorbea în termen pozitiv de o competiție între modelul Renano-Vestfalic și modelul continental și modelul anglosaxon, s-a glisat către o competiție între un tip de capitalism democratic și un tip de capitalism mai mult sau mai puțin democratic. În tentativa de a răspunde șocurilor convenționale și non-convenționale, există virtuți și dezavantaje de o parte și de alta. Și aceasta este discuția care continuă. Însă este importantă această temă ridicată de Antonia, pentru că așa este. Eu cred că dacă s-ar face sondaje cu poate o singură excepție flagrantă, dar și acolo se mișcă lucrurile, cetățenii din Europa Centrală și de Răsărit par să fie mult mai atașați instituțiilor democrației,
pentru că în memoria lor, de mai bine de două decenii, democrația a adus, a adus libertăți economice, libertăți politice. Din ce societatea occidentală, din păcate, este cea pașcoabă de complacent, adică pare să fie obosită, rutinată, agasată și incapabil să reacționeze prin structurile de guvernanță. Asta am vrut să spun. Poate fi. Putem să vedem și pe Eurobarometre și putem constata că avem țări vestice care sunt extrem de euro-optimiste și avem țări estice care sunt extrem de euro-sceptice. Deci, până la urmă, nu știu dacă putem spune că vestul este neapărat obosit și estul este foarte proaspăt. Pentru că avem derapaje în Ungaria și dacă e tot să găsim elemente de capitalism, autoritarist, cred că putem să intrăm alături. Dar nu acesta este poate parametrul sau reperul cel mai greitor. Ce se întâmplă în procesul politic? Aici este reperul cel mai greitor, pentru că și în țările mai afluente din vest avem curente extremiste și avem faptul respingerea proiectului european, nu, și nu Franța, dar nu întâmplător am evocat țările scandinave. Deci nu vorbim numai despre... Este interesant că și în țările afluente, țările mai bogate din Uniune, se întâmplă așa ceva, ca și în țările mai, să spunem, care sunt copleșite de criză, pentru că flancul sudic, când ai șomaj de 24-25, când șomajul în rândurile tinerilor ajunge la 50%, despre ce vorbim atunci? Ce se întâmplă cu această generație tânără? Deci aceasta este o realitate, nici nu mai e nevoie de sondaj. De fapt, trebuie să examinezi niște date clare, de netăgăduit, și să extragi niște concluzii. Almite înseamnă că ești orb. Și din acest punct de vedere, eu zic că țările din Europa Centrală și de răsărit sunt mai bine situate, chiar dacă unele sondaje ar spune o altă istorie. Dacă să spunem realitatea până la capăt, tratatul fiscal n-a fost semnat de Marea Britanie și Cehia. Deci putem să constatăm un euroscepticism destul de prezent, dar de dragul discuției zic eu să mergem mai departe. Da, era Claus. Ion Ioniță, încotro Europa. Stați în dreptul ușii, ai trecut acolo cu Europa. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Foarte mult. Felicit organizatorii pentru organizarea acestei dezbateri extrem, extrem de interesante. Felicit pe domnul profesor Daniel Deanu pentru această carte și mai ales pentru marile întrebări pe care le pune întregii Uniunii Europene, numai societății românești. Și iată că s-a deschis un subiect extrem de important aici. Dacă estul Europei, noua Europa, poate să contribuie sau nu, la salvarea Uniunii Europene. Și eu cred că este răspunsul, într-adevăr, merită o dezbatere pentru acest răspuns, pentru că de aici s-ar putea derula foarte multe lucruri. Cu 70 de ani în urmă, bunicii noștri, generației mele, erau în Munții Tatra. Vedeau ultimele lupte ale celui de-al doilea război mondial. După ce înainte puseseră în Est. Și s-au întors pe jos și iată, istoria i-a dus până la Viena, lângă Praga, la Banská Bystrica, în centrul Europei. Evident, știm cu toții, Europa a fost divizată. Dar tocmai catastrofa prin care a trecut atunci Europa a dus la crearea Uniunii Europene ca soluție pentru ca Europa să nu mai treacă prin cataclismele pe care a trecut în numai 100 de ani. 1914 este prăbușirea Europei. 1939, a doua prăbușire a Europei. Acum vorbim din nou despre pericolele mari de război, disoluție europeană. Ne punem problema dacă va continua proiectul european, iată, în numai 100 de ani. Și aici este, putem să ne gândim că Europa s-a prăbușit numai din interior. În momentul în care au apărut probleme atât de mari în interiorul ei, în arhitectura ei de securitate,
atunci s-a prăbușit Europa. Pentru că epoca Belle Époque, rezultată pe, pornind de la iar un ciclu european, să spunem, 1815 și Viena, Congresul de la Viena, care structurează Europa după epoca napoleoniană, iată că se prăbușește când nimeni nu crede. În vara anului 1914, înainte de atentatul de la Sarajevo, nimeni nu credea că această frumoasă Europa se va duce de râpă în numai o lună de zile. Și este eșecul unei elite politice care a fost oarbă în momentul ăla și a împins Europa în catastrofă. Aceeași orbire politică, aceeași lipsă de viziune duce numai 20 de ani mai târziu, iată, la a doua prăbușire a Europei și, din fericire, am avut vizionarii care pe ruinele Europei în 1945 încep să gândească proiectul european. Și nu este întâmplător că acești oameni sunt oameni care au participat în ambele războaie mondiale, au trăit pe viu aceste catastrofe și au gândit soluția pentru salvarea bătrânului continent. Soluție la care participăm și noi, din fericire, în ziua de astăzi. Și vorbea cu un profesor, Daniel Deanu, cum arată România după 1 ianuarie 2007 și ce se întâmplă. Societatea noastră s-a schimbat. Dezbaterile astea o arată foarte mult. Sunt foarte multe dezbateri care se referă la problemele Europei, problemele de geopolitică, amenințările pe care le trăim în ziua de azi. Și asta cred eu că este lucrul cel mai important. Pentru că soluțiile se nasc așa. Din aceste participări ale unei elite intelectuale, ale celor care urmează acum să pornească spre o cale de a deveni viitoarele elite intelectuale, de aici se pot naște ideile cu care România poate să contribuie să propună soluții. Altfel, nu avem cum, nu se nasc undeva deasupra noastră, vin iluminați și se duc la Uniunea Europeană și lasă pe toți cu gura căscată. Gheorghe Brătianu îmi spunea despre România o enigmă și un miracol. Și fac referire, pe lângă această carte extraordinară a domnului Deanu, apar în peisajul românesc noi abordări, noi studii de mare impact. Și mă refer aici la studiul realizat la Cluj, de profesorul Daniel David, referitor la profilul psihologic al poporului român. Făcut acum, continuând ceea ce a făcut Rădulescu Mon. Studiul, așa cum este el, dacă ne referim la psihologie socială, atinge niște puncte extraordinare. Cum suntem noi? Și putem să ne explicăm și de ce suntem o enigmă și un miracol și ce putem să facem noi pentru Uniunea Europeană. Pentru că studiul arată statistic, bineînțeles nu individual, statistic, că românii au o capacitate de creativitate extraordinară. Sunt foarte competitivi și muncesc. Sunt capabili să ducă o muncă dificilă și susținută. Problema noastră este că ne caracterizează lipsa de încredere. O lipsă de încredere adâncă, atât între membrii societății, dar și în ceea ce privește instituțiile. Și vedeți ce se întâmplă. Toate sondajele de opinie spun același lucru. Pe de altă parte, lucrurile sunt explicabile. Valorizăm aspecte negative. Egoismul, puterea pentru putere, cinismul social există. Solidaritatea socială în România este un concept care nu se aplică cum se aplică în vestul Europei. Iată că lucrurile capătă consistență. Ce putem face pentru Uniunea Europeană? Pentru tocmai valorizarea aturilor pe care le avem noi. Și se vede, sunt 3 milioane de români în Uniunea Europeană. Vedeți că sunt competenți, sunt competitivi, reușesc în ceea ce fac. Fie munca pe care o fac marea lor majoritate, pentru că acționând într-un alt sistem în care competența este reală și nu falsificată ca în România la toate nivelurile, ei performează. Apar aspectele pozitive care sunt valorizate. În România
Nu reușim chestiunea asta. Ori dacă cineva își propune să schimbe paradigma și să scoată aceste calități și să le promoveze, care țin de profilul majorității populației, atunci cu siguranță creativitatea, contribuția pe care putem să o avem, va fi marcantă. Deja se vede. Deja se văd studenții români de afară. Unii, din păcate, foarte puțin se întorc, pentru că nu le oferim condiții și nu știu de ce nu putem să o facem printr-o politică cât se poate de simplă, să ofer condiții pentru a aduce inteligența românească înapoi. Sunt 50.000 de studenți români afară pe an. Vă dați seama ce capacitate extraordinară exportăm, de fapt, fără să primim nimic în loc. Iată un punct foarte simplu, nu trebuie să inventăm mare lucru pentru chestiunea asta. De asemenea, selecția și promovarea prin meritocrație, și aici e problema partidelor politice, să-și crească generațiile astfel că să vină în Uniunea Europeană oamenii cei mai competenți și mai vizionari. Putem să ne gândim, de asemenea, la contribuția românilor prin ceea ce fac aproape an de an, că am avut alegeri an de an. Ne uităm la Uniunea Europeană, țări ca Franța, în care Frontul Național este a doua sau a treia forță politică din Franța. A fost rezultatul alegerilor departamentale. Nu e foarte semnificativ că a fost al doilea tur în care toată lumea s-a coalizat împotriva Frontului Național, dar vom vedea alegerile prezidențiale de acolo ce se întâmplă. Și vedem cum discursul extremist, xenofob, anti-european, Marine Le Pen spune foarte clar, Uniunea Europeană este un anus contra naturii. Citez, închei citatul. Așa se exprimă în fața electoratului francez. Și asta cere de la Franța să iasă din Uniunea Europeană, nu mai vorbesc de zona euro, imediat din zona euro, cu finanțarea pe care domnul profesor o specifică aici. Și aici apare acest pericol extraordinar. Uniunea Europeană se prăbușește și am văzut-o cum s-a prăbușit în perioada interbelică, în urma crizei economice. Și legea este clară. Șomaj mare în Europa, creștere de politică a palierului extremist, neonazist, nazist, neonazist și așa mai departe. Asta este absolut clar. Iată în țări democratice, Olanda, de exemplu, am avut Austria, cazul Haider și așa mai departe. Extrem de grav și de periculos. Ori, o asemenea rădăcină adâncă, crescută pe solul crizei economice, a șomajului ridicat în rândul tinerilor, 50% în Grecia, 50% în Spania. Cu cine să voteze un tânăr șomer care nu are nicio viziune, nu are nicio perspectivă asupra vieții, decât cu un partid care îi promite că va duce soarele de pe cer prin soluții miraculoase, ca ieșirea din Uniunea Europeană, prezentată ca un monstru care a dus la sărăcirea acestor oameni. Sigur că e foarte ușor să crezi în așa ceva. Și acum revenim la România, un miracol, eu cred, pentru că, iată, în plină criză economică, mult mai adâncă decât trecută de țări europene, inclusiv Grecia, pentru că tăieri de venituri de 25%, dar au fost mai mari. Au fost de 30-40% în unele cazuri. În condiții de sărăcie, pentru că Uniunea Europeană, chiar și Grecia, a pierdut de sus, n-a pierdut de la nivelul la care trăiesc românii. Ori, în condițiile în care românii, la nivelul lor, au pierdut aproape jumătate, niciun partid de asemenea factură de extremă, populist, demagogic, nu a performat în România, ba din contră. Au dat înapoi, ceea ce este extraordinar, partide naționaliste și așa mai departe. Le vedem, mainstream-ul a rămas în România, ceea ce este extraordinar și este o lecție pentru ceea ce înseamnă un atașament al României pentru Uniunea Europeană, reflectat de toate sondajele de opinie și în ziua de astăzi. Dacă facem un sondaj, românii rămân printre cei mai fideli Uniunii Europene și este o contribuție majoră. Pentru că dacă vine cineva să spună, sigur, voi nu îndepliniți Schengen sau mai știu eu ce, sunt instituții corupte. Uitați ce vrea electoratul României. Cum poate România să susțină Europa și o susțină pentru valorile ei, abstracte, evident.
dar le susțin prin atașamentul pe care l-au, tocmai prin experiențele pe care le-au avut în ultima sută de ani. Și de aceea avem această percepție nouă, proaspătă, simțim pericolele când oficialii noștri se întâlnesc cu oficiali occidentali și le spun de ani de zile, fiți atenți, în Rusia se întâmplă ceva. Nu e numai geopolitică, e și ideologie. Democrația neliberală, cum există chestia asta, sau capitalismul nedemocratic, neliberal, care iată prinde în Ungaria, sunt aceste spărturi, breșe, care sunt făcute în interiorul Uniunii Europene. Românii nu le au. Românii le resping. Un lucru extraordinar. Pentru că aici sunt, de fapt, bornele care pot ține frontiera Uniunii Europene. Și dacă vorbim de parteneriate, avem Polonia, cu care suntem de asemenea de aceeași parte. Vedem la fel aproape, identic, ce se întâmplă în lume, ce se întâmplă în Ucraina, ce se întâmplă după anexarea Crimeei. De asemenea, sensibilitatea noastră și vedem mai bine. Stând la Constanța, ne uităm la Marea Neagră, o vedem. Știm ce se întâmplă în Marea Neagră. Sigur că Marea Neagră devine cea mai fierbinte placă de confruntare geopolitică la momentul oportun. E periculos? Vedem declarațiile de ieri? Vedem deplasările de armament în România? Nu ne gândeam acum 2 ani de zile. Iată că se întâmplă acum. Vedem declarațiile venite de la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei. Deci aici România are capacitatea să vină, să arate ceea ce știe, să-și promoveze competențele, să folosească, pentru că orice criză este și o fereastră de oportunitate extraordinară. Cuvântul României va crește. Va crește fără îndoială. N-ai cum să nu vezi ce se întâmplă în cea mai fierbinte zonă de confruntare. O confruntare care nu e numai geopolitică. Eu cred că asistăm și la un război ideologic și la un război de asemenea informațional. Încă o dată, războaiele se câștigă de orice natură, sper să n-ajungem, Doamne ferește, dar competițiile se câștigă prin inteligență și cred că valorificând inteligența noastră, domnilor profesori, avem șanse să salvăm Uniunea Europeană. Bine, mulțumesc și eu tuturor, cum e și firesc. Mă leagă și o prietenie de Daniel Dăianu și cred că asta este, cum să spun, un atribut în plus pentru care am venit aici. Și nu atât competența mea în materie de politici europene. Însă, contrar curentului, o să vă spun că eu presupun că lucrăm deja la un stat european și nu numai la o Uniune Europeană. Dacă stabilim ca parametri obligatorii pentru o construcție politică, oricare ar fi ea, cultura și organizarea, deci două elemente foarte importante, constatăm imediat absența unei culturi comune la nivelul Uniunii Europene, mă refer la sensul, să zicem, antropologic al termenului de cultură. Deci nu știm decât câteva nume europene, așa. Vă îndemn să experimentați un vox pop în oricare dintre statele membre, să vedem ce știe fiecare despre celălalt stat membru. Și percepția publică o să vedeți că e formată dintr-o cantitate mare de clișee ale cetățenilor unui stat despre celelalte state. Să știu două, trei lucruri. Întrebați un danez ce știe despre România, dar și un român ce știe despre Letonia. Sau un francez ce știe despre Olanda. Sunt foarte puține lucruri care sunt știute. Deci nu există această cultură care include, sigur, mai multe lucruri. Nu există, evident, o limbă comună, chiar dacă avem așa niște asimilări de neologisme care creează iluzia în aeroporturi unei ambient lingvistic familiar pe teritoriul Europei. Dar înainte de... Cel mai important este, și am avut mai multe discuții cu Daniel Dăianu pe tema asta, că nu există istoria Europei predată pe teritoriul fiecărui stat. Deci nu există un consens asupra ceea ce ar putea să însemne o istorie a Europei.
Nu știm nici măcar dacă Carol cel Mare e disputat și de francezi și de germani. Deci, până la urmă, nu există, pe de altă parte, știți că statele membre accentuează istoriile naționale, care sunt istoria conflictelor. Dacă dai la o parte conflictele intracomunitare, să zicem așa, din perspectiva actuală, rămâne o suită de conflicte. Deci astea sunt factori centrifugi. Și nu există o preocupare pentru o pozitivare a istoriei, nu pentru nivelarea conflictelor, ci pentru crearea unei alte paradigme explicative. Bun, din punctul ăsta de vedere cultural, cam asta, sigur, ar fi multe. Din punct de vedere al organizării, deci am vorbit despre cultură, vorbim despre organizare. La acest pilon avem Bruxelles, avem o monedă, un acquis, politici comune, câteva instituții comune funcționale. S-a încăpățânat Daniel Dăianu să le expliciteze pe toate împreună cu ceilalți vorbitori de astăzi, deci nu o să mai insist. Plus monedă. Deci avem și un imn, un steag care nu emoționează pe nimeni și nici imnul, pentru că în sport nu există un podium unde să urce Europa și să se cânte imnul ăsta. Eu vreau să spun un lucru și să vă atrag atenția că numai organizarea, adică ceea ce avem acum, nu poate suplini la infinit cultura comună. Luați cazul Imperiului Austro-Ungar și o să vedeți că era o organizare excepțională, dar pentru faptul că n-a existat un liant cultural comun, până la urmă toată arhitectura aceea instituțională s-a prăbușit. În multe discuții cu autorul cărții am încercuit cumva subiectul ăsta. Privind în urmă, constat acum, nu fără oarecare mirare, că de cele mai multe ori economistul Dăianu, altfel destul de arit pentru mine în ceea ce scrie, nu sunt de meserie, a pledat constant pentru primatul culturii comune ca bază solidă de construcție. Într-adevăr, ar fi cinic, dar și contraproductiv să ne imaginăm că toată această risipă de efort intelectual pe care au făcut-o părinții fondatori au făcut-o numai pentru un scop pecuniar sau primordial pentru un asemenea țel, adică pentru a să câștiga bani într-o construcție de acest tip. Eu cred că comunitatea oțelului și a cărbunelui, care sună așa pragmatic și financiar și cu încărcătură economică, e mai degrabă un prim indiciu fals. Eu cred că cultura asta comună ar trebui să stea în primul rând la bază și ideile generoase despre construcție europeană. Revenind, cred că prioritatea este accelerarea integrării europene, atât prin instituții centrale solide, cu autoritate și prevalență reală asupra naționalei, dar mai ales prin valori, prin cultură comună, prin depistarea și hrănirea acestora. Personal, eu nu sunt sceptic. La scară istorică, 60 de ani înseamnă un fel de preludiu, așa ca în dragoste. Deci, suntem în perioada de preludiu. Deci, din punctul ăsta de vedere, provocările fac parte din dialectica procesului. România trebuie să aibă o resursă umană pregătită. Deci, cred eu, în primul rând, să interiorizeze tehnic și psihologic ideea că Bruxelles e o chestiune de politică internă. Asta văd că nu se înțelege. Noi avem reprezentanțe la Bruxelles, ne comportăm ca și când am avea relații cu Bruxelles, ca și când ar fi o altă putere, un alt stat, o altă construcție din care nici nu facem parte. Deci, dacă vom avea resursă umană performantă și capabilă să înțeleagă cheia asta, capabilă să înțeleagă această idee, eu cred că se va face față. De asemenea, vă propun ca să judecăm totuși într-o cheie euro-atlantică. Vă mulțumesc mult, cam asta. Nu știu, sper să vă mulțumesc. Panel. Mă uit așa în agenda că am cam depășit, dar primesc sugestia să facem o schimbare rapidă de panel. Păstrez autor aici, sunteți de acord? Rezistați? Eu sper că da. Deci facem o schimbare de panel. Îi rog pe paneliștii din panelul numărul 2 să vină alături de noi. Și pe cei din sală să rămână în continuare alături de noi. Și vom lua întrebări și comentarii la final.